Bună seara, dragi prieteni! Bun găsit la întâlnirea cu Sportul Timișorean. Vom vorbi despre meciul de cupă, bineînțeles, care s-a disputat în urmă, s-a încheiat în urmă cu vreo două ore. Poli Timișoara, Gaz Metan Mediaș, 0-1. Din păcate, o sărbătoare de 90 de ani stricată, iată, de această eliminare din Cupa României. Speranțele al violeților de a merge în semifinale s-au stins în această seară. Au fost stinse de gazul lui Cristi Pustai. Un 1-0 și un meci care nu s-a ridicat la nivelul cerut de suporteri. Vom vorbi despre această partidă foarte importantă, ultima anului cel drept și pentru al violeților. A fost, cum spuneam, o eliminare, din păcate, în sferturile de finală. S-au dus speranțele chiar unei prezențe în cupele europene anul viitor din această postură de echipă divizionară B care se califică, care câștigă Cupa României, așa cum sperau cu toți alvioleții. Vom vorbi despre acest meci, avem declarații la cald, vom avea și o intervenție telefonică a lui Daniel Stanciu în această seară. Nu uitați, avem și un concurs pentru dumneavoastră, așa cum veți vedea, mingea de aici, de pe masă, poate fi a una dintre dumneavoastră. Întrebarea este simplă, nu are neapărat legătură cu meciul de astăzi, ci atât am vrut să știm de la dumneavoastră. Câți ani a sărbătorit Poli Timișoara pe 4 decembrie? Răspunsul corect îl puteți trimite în continuare pe adresa de e-mail joiasportiva@analogtv.ro. La final de emisiune extragem și felicitul câștigător. Vom vorbi în această seară alături de colegul meu Ionuț Suciu. Bună seara, Ionuț. Bună seara, Adi. Despre meciul al violeților, spuneam, din păcate s-a stricat așa, sau cum să zic, s-a lăsat o umbră de tristețe am pe Timișoara. Am încheiat anul trist, așa cum spuneai și tu, aniversare tristă, așa cum ai introdus tu emisiunea în această seară. Aniversare tristă, dezamăgitoare mai degrabă, pentru că suporterii se așteptau la mult mai multe în această seară. A fost o, hai să spun, nu spunem euforie, pentru că e mult spus, dar lumea s-a bucurat după tragerea la sorți, pentru că Poli a întâlnit, hai să recunoaștem, cel mai slab adversar pe care l-ar fi putut întâlni, cel puțin conform calculelor hârtiei. Plus că marele câștig a fost că Poli a jucat pe teren propriu. În cele din urmă nu s-a dovedit să fie chiar atât de facil nici adversarul și nici atât de mare avantajul că Poli a jucat pe teren propriu. Din păcate, doar câteva mii de spectatori au venit la meci, în ciuda faptului că era un meci decisiv pentru viitorul Politehnicii. Să nu uităm că e ultimul meci din an și lumea ar fi trebuit să vină la el, pentru că Poli avea nevoie de încurajări. Am văzut cu toții și am spus și jucătorii cât de importante a fost ele la meciul cu Steaua. Pe de altă parte, echipa asta ar fi putut califica în semifinale, acolo unde orice este posibil, pentru că se joacă tur-retur, chiar dacă și aici există capii de serie, un lucru... Bine, asta e un lucru... Cred că numai la noi se mai probabil întâlnește. Unic în Europa, ca și în semifinale să faci... Se elimină, s-a practic... făcut anul trecut ca să nu joace Steaua cu Dinamo decât în final, așa că orice e posibil. E păcat, pentru că nici Poli n-a arătat jocul la care ne așteptam cu toții. Probabil că și jucătorii n-au fost la fel de concentrați ca și la celelalte meciuri cu echipele din Liga 1. Am văzut cu Ceahlău o echipă destul de motivată, o echipă super motivată cu Steaua. Din păcate, astăzi și Ioan Mera spunea la sfârșit că le-a lipsit motivarea, deși după aia am întors-o cumva spunând că au fost totuși motivați, că nu se pune problema numelui echipei, că e Gaz Metan Mediaș, că e Steaua sau e altă echipă. Important e că a fost echipă din Liga 1. E bine, mie nu mi s-a părut că Poli ar fi arătat ca și cum ar fi jucat împotriva unei echipe din Liga 1, sau cel puțin n-am arătat acea ambiție pe care ne-am fi dorit-o cu toții, și și-a arătat destule limite din punctul ăsta de vedere. Au fost câțiva jucători, unii poate depășiți de importanța jocului, deși asta n-au arătat în precedentele partidei, alții parcă obosiți spre final, nu mai vedeam alergând, alții care n-au dat randament, au fost și câțiva care sigur s-au luptat acolo și aș trece revistă pe Mera sau pe Gorobsov, jucători care au dat un randament peste cel al... Mera, de altfel, declarat și jucătorul meciului, chiar dacă a venit de la echipa... Mera a făcut un joc foarte bun acolo pe partea dreaptă, a avut și un adversar de care eu sincer m-am temut foarte tare, pentru că a avut adversar direct pe Bârvulescu, un jucător de viteză, un jucător pe care îl știam cu toții, și știindu-l pe Mera drept fundaș central, știind înălțimea lui, gabaritului, mă așteptam să reacționeze mai greu la mișcările foarte rapide ale lui Bârvulescu. Mera însă s-a descurcat foarte bine pe partea lui, cu o excepție, sau nu știu dacă poate fi vina, de fapt nu e vina lui, pentru că la gol Bud a scăpat cumva dintre el și Scutaro, am văzut și reluarea golului, gol care a venit, cred că, după o fază lucrată intens la antrenament, pentru că i-a mai fost precedată de două centrări de pe partea dreaptă a celui Așavram, au fost două centrări cu pământul foarte dificile pentru fundași, pentru că ei nu le pot
respinge, n-au decât varianta să o respingă înspre poartă atunci când vine mingea înspre ei, plus că terenul era, cred că și ud, așa puțin de rouă, mingea vine cu viteză, sunt destul de periculoase. Mingea a ajuns la bud din a doua încercare, în prima fază a respins-o, fie scutarul, fie el, nu mai țin minte exact, însă în a doua încercare a ajuns la bud, care a scăpat cumva, a țâșnit dintre scutarul și Mera și a înscris, nu cred că îi putem imputa lui Mera, pentru că bud a venit din partea centrală. Bun, ce-i drept că și, o să și anticipăm câteva din declarațiile de la conferința de presă, Cristi Pustai a pregătit foarte bine meciul exact pe acest aspect, chiar a spus și el la conferință, au lucrat foarte mult pe benzile laterale cu centrări în careu, prima dintre ele, mă rog, prima importantă a ieșit, din prima importantă a ieșit golul lui Bud, apoi jucătorul medieșenilor s-a accidentat, au mai fost câteva faze iarăși cu acțiuni, ce-i drept, nu tot timpul s-a ajuns să se centreze, de tușă, după care plecau, efectiv, a fost foarte solicitat și Sepsi și Mera pe partea stângă, unul pe partea dreaptă. Spune și tu că vorbeai de motivația acestui meci. E drept că ar trebui să te gândești că până acum te-ai chinuit pornind din Liga 2-a, tot timpul a treia urnă valorică, eliminat cu Reșița, greu a eliminat cu Sebiș. Apoi ai eliminat două echipe de Liga 1, Ceahlăul și Steaua, ai jucat cum ai jucat cu Steaua și ajungi în fața ultimului pas important, pentru că în semifinale, cum ai spus și tu, sunt două meciuri, ai două șanse cel puțin, și te neci acum, cum se spune, la mal. Mai e nevoie de vreo motivație mai mare, plus că acum șase zile sau sărbătorii 90 de ani. Cred că jucătorii au privit cumva, nu neapărat detașat meciul, dar cred că pauza asta până la urmă nu le-a făcut bine. A fost vreo 11 zile de la ultimul meci din campionat. Cei de la media și-au avut jocuri în picioare în campionat, chiar dacă le-au pierdut, au fost acele jocuri în picioare care au ținut concentrați. Cred că ar fi fost nimerit, nu știu, să fie fost organizat un meci amical, dacă tot clubul nu a organizat nimic cu ocazia aniversării. Probabil s-ar fi nimerit și un meci amical în această perioadă, nu știu, ar fi fost poate o soluție. Mie mi s-a părut, o parte dintre jucători mi s-a părut foarte obosiți. L-am văzut pe Ricketts, ce-i drept. Culmea, asta... Prima repriză l-am văzut la televizor, pentru că am fost aici în studio, a doua repriză am apucat să ajung la stadion. Altfel îl vezi de pe stadion, efectiv poți să urmărești mai bine toți jucătorii. Foarte, foarte puțin alerga, rămânea de foarte mult, ce-i drept. Asta e marele semn de întrebare, de ce au fost atât de, sau de ce au părut atât de obosiți jucătorii în condițiile în care au avut atâtea zile asta de odihnă. Jucătorii înainte de meci spuneau că va fi un avantaj pentru ei că nu au jucat. Și cum mi-au părut de două ori mai obosiți decât jucătorii Gazului, care ai văzut și tu minutele de prelungiri, au jucat practic tot meciul pe contraatac, asta a fost cartea lor, s-au apărat cât au putut de bine și au venit cu lecția foarte bine învățată. A dat dar în minutul 90 jucătorii Gazului aveau puterea să facă sprinturi prelungite de la aproape de la careul lor până spre careul nostru. Cred că poliștii au fost și, nu știu, cumva extenuați și psihic, pentru că dacă e să calculăm în repriza a doua, nu știu dacă s-au jucat 15 minute de fotbal. De joc, bun, a fost primele 30 de minute a fost o încălceală generală, nu numai, și a fost foarte mingi sărite dintr-o parte în alta, foarte fragmentat jocul, plus că Gazul a fost o echipă foarte bine așezată în teren de Cristi Pusai, nu degeaba îi se spune profesorul, bine, este și profesor de matematică. A construit o echipă foarte scurtă care a practicat un pressing foarte avansat și dacă ai fost atent, toate mingile poliștilor se opreau la centrul terenului. De ce? Pentru că aveau un om în plus acolo, la mijloc. Noi aveam 4 mijlocași și aveau 5. Au jucat în sistem 4-2-3-1. Dar cu acei 5 oameni la mijloc. Cu acei 5 oameni la mijloc. S-a simțit o gaură, efectiv, între linia de fund, un Pop Aradu care încerca să facă ceva pe acolo, să recupereze, Gorosov, care era singurul care mai deschidea jocul, în rest erau cei doi atacanți, Loga și Lichet, și oamenii de pe margine foarte la foarte ei sus. Erau două baraje până să ajungă la linia de fund, pentru că erau cei doi mijlocași, cei doi închizători, Todea și Breveld, și plus ceilalți trei mijlocași, Avram, Bawab și Pârvulescu. Bine, Bawab a urcat după ce l-a schimbat pe Bud și l-au... Ciprian Petre a fost băgat în locul lui, dar au format cele două linii care practic au blocat orice încercare de atac a lui Poli. Am văzut că Poli a început foarte bine repriza a doua, că a avut vreo două ocazii, Goga, parcă o lovitură de cap, urmată de o recentrare, cap, Scutaru și Mera a fost foarte aproape de reluare, plus un șut al lui Curtean din unghi și apoi până în ultimul minut al
al meciului nu s-a mai întâmplat nimic. A fost șutul lui Tameș din volei, dar până atunci gazul s-a apărat. A fost doar o incursiune a lui Goga undeva prin minutul 70 și ceva, o centrare respinsă în corner din care omul, dar cam atât. Prea puțin pentru. A fost și două reprize distincte cele drept din punct de vedere al ocazilor pentru Poli. Prima repriză, acel șut din lovitură liberă lui Gorovsov, respins foarte frumos de Pleșca de sub bară. Au mai fost câteva șuturi, au fost câteva ocazii, prima repriză, da. Cristi Pustai s-a documentat foarte bine în această primă repriză, a avut timp, a avut noroc că Poli nu a scris, probabil că dacă Mediaș nu scria golul ăsta foarte rapid, că sunt sigur că i-a dat peste cap, i-a stricat toată tactica și lui Vali Velcea, golul ăsta foarte rapid, e una să primești un gol după jumătate de oră și alta e să iei minutul 7 sau 8 când a dat But golul și automat deja se schimbă absolut totul. După cum spuneam, Poli n-a mai jucat nimic în repriza a doua și pe lângă faptul că Gazmetan s-a apărat foarte bine, cred că au fost și mici, hai să nu spunem greșeli, dar imperfecțiuni de arbitraj care sigur au oprit-o pe Poli din a reuși mai mult. Nu spun că Poli nu s-a calificat din cauza arbitrajului, dar s-a văzut foarte multe faulturi acordate destul de ușor pentru Medieșeni care au fost lăsați destul de liber atunci când au comis, mai ales la începutul meciului. Mi-aduc aminte că pe partea dreaptă a lor în direcția de atac a Mediașului au fost trei faulturi destul de dure și abia la al patrulea a fost avertizat, nici nu mai țin minte cine, Bud sau oricum a trecut ceva timp și a fost nevoie de câteva faulturi ca să fie la atacusat. În ceea ce privește arbitrajul, cred că nu cred că se poate spune că a făcut o mod vădit, intenționat, arbitru Hațegan a condus în așa manieră jocul, însă cred că sunt limitele, cum spunești tu, efective ale arbitrilor români. Vedem dincolo că nu neapărat orice contact se sancționează cu fault, arbitrii români au tendința să fluieră absolut orice, se fragmentează foarte mult jocul, ceea ce eu aș reproșa eu cel puțin lui Hațegan e faptul că i-a lăsat pe jucătorii de la Mediaș să întindă, ca să spunem așa, cât mai mult fiecare fază. Tocmai asta vreau să subliniez. Eu cred că s-a judecat cumva diferit, s-a pus diferit în balanță faze similare, sau poate sunt eu subiectiv în momentul de față, dar a fost o serie de faulturi sau de faze de joc care s-a fluierat mult mai ușor în favoarea Mediașului. Repet, poate sunt subiectiv, poate am trăit altfel meciul de acolo din tribune, pentru că sunt câteva faze, lucruri simple, faulturi foarte, foarte simple acordate, foarte ușor, cum spuneai tu, pentru Mediaș. Am văzut vreo două sau trei repuneri de la marginea lui Mera, în care arbitrul l-a întors 10 metri înapoi, când cei de la Mediaș făceau absolut exact același lucru. Sau faulturi plus, care n-au, da, au fost câteva faulturi penibile ale mediașenilor care au fost fluierate. A fost o stare și atunci când și conduci până la 0 te irită. Asta contribuie la strică psihicul, moralul jucătorilor. Bun, asta nu scuză însă faptul că, așa cum probabil oamenii care au fost la stadion au rămas cu aceeași impresie, un alt meci cu Steaua și un alt meci cu Mediașul pentru același obiectiv, calificarea în faza următoare. Eu n-am înțeles mai multe lucruri și din abordarea lui Vali Velcea. N-am înțeles în primul rând de ce l-a ținut pe Richeț 90 de minute în teren, pentru că a fost părerea mea că Richeț a fost mână moartă. Că a fost cel mai slab jucător de pe teren. Atât în atac. Plus că Richeț e un jucător de viteză și nu știu cât de bine pe teren propriu. Hai că la meciul cu Steaua a fost, uite, la meciul cu Steaua, cred că astăzi cam asta ar fi. La meciul cu Steaua Richeț a dat pasă de gol și gol, Goga a dat gol, Sepsi a jucat foarte bine. Probabil a fost cam, Urtean a fost omul meciului. Azi cam acești patru jucători au fost... Goga a alergat, nu putem să spunem că nu a alergat, pentru că și spre final, țin minte că au fost vreo două faze când a coborât și a făcut pressing în apărare, dar Goga și-a dorit destul de mult. Curtean și Richeț au fost astăzi Curtean a fost, inexistenți. A fost foarte obosit spre final. Mie, cel puțin, mi s-a părut foarte obosit. În prima parte a jocului a avut mari probleme cu adversarul direct, Ovidiu Hoban, care n-a mai avut acea viață ușoară pe care a avut-o cu Mustață, sau cum o chema, pe fundașul dreapta de la Hoban i-a anticipat, cred că l-a și studiat foarte bine, pentru că Curtean are tendința mereu să dribleze spre interior, spre partea dreaptă, și Hoban cred că l-a studiat pentru că a recuperat foarte multe mici din partea respectivă. Plus că în repriza a doua Curtean și-a dat seama, cred că, de lucrul ăsta și venea tot mai mult înspre centru, însă gazul strângea foarte bine fundașilor, nu au lăsat practic nici măcar urmă de culoar ca să pătrundă poliștii. Și plus că n-au ajuns poliștii la, dacă ne gândim de câte ori a ajuns la care de 16 metri, eu zic că diferența la mijloc s-a făcut acolo unde Gazmetan a avut superioritate numerică. Plus că Vali Velcea a mai făcut o mutare în momentul în care l-a introdus pe Accente, l-a scos pe Chiș,
l-a repoziționat pe Ricketts pe în locul lui Kish, mijlocaș dreaptă, dar a pierdut un om la centru, pentru că Ricketts, așa cum am spus, a fost mână moartă astăzi. Deci Poli, în loc de 4 mijlocași, a rămas cu 3 în momentul respectiv. După aia, din nou, l-a retras pe Goga, mijlocaș dreaptă, l-a urcat pe Ricketts vârf, dar spre final s-a mai văzut ceva. A mai presat Poli. Însă era târziu. Am văzut însă câteva... Bine, de multe ori se întâmplă ca faza asta să te surprindă, indiferent că ești atacant, să te surprindă în apărare, ca fundaș să fii în atac. Însă am văzut prea multe astfel de faze. Astăzi am văzut, de exemplu, vreo 3 faze la care Mera a driblat, cel puțin de 2 ori s-a dus până în careu advers. A fost cel mai curajos, cred că. Ce drept că n-a mai reușit să dea ultima pasă, iar la efectiv ultimul atac al meciului, dacă nu mă înșel, Mera era cel care centra pentru atacanți. Am văzut de foarte multe ori, de asemenea... Și am văzut indecizia lui Ricketts și la cea ultimă fază, care s-a trezit în 14 metri cu mingea la picior și nu știu ce a făcut, a așteptat, nu știu, secunde bune până s-au repliat medieșenii și n-a mai tras. A ajuns mingea la Tameș, care a prins voleul ăla, ce-i drept, foarte aproape de poartă. Probabil că dacă ar fi înscris, cu totul s-ar fi schimbat soarta. Meciul lunea să fie egalat în ultimul minut. Crezi că ar mai fi rezistat din punct de vedere fizic încă, nu, încă jumătate eu de oră? Cred că golul ăla ar fi dat aripi, e clar că în momentul ăla și publicul ar fi reacționat altfel și una e când publicul te poartă spre victorie. Galeria a fost la înălțime astăzi, am și coregrafie, s-a pregătit foarte bine, dar una e când ești încurajat de 25.000 de oameni și alta când ești încurajat de 6.000 sau nici măcar aia 6.000, că tribuna a doua a reacționat în puține rânduri astă seară, îndemnelor galeriei. Ce vreau să mai spun legat de poziționări, l-am văzut de foarte multe ori pe Ricketts, jucând efectiv, ajungând pe partea lui Mera, călcându-se de multe ori pe picioare cu Mera, în încercarea lui de a coborâ, probabil, dar apoi urca foarte greu în atac, era cel puțin, nu făcea nici mare lucru, eu cred să spun, că în apărare, momentul în care rămânea și locul descoperit în atac, nu știu, e... Are, am văzut de multe ori probleme cu poziționarea în teren și cu efectiv perspectiva asupra. A și spus-o Dușan Uhrin chiar când a venit atunci la Timișoara, că sunt probleme la tot atacanții cu poziționarea în teren, mai puțin la accente, dacă mi-aduc aminte bine. Și Ricketts a avut mereu problema asta, plus probleme de tehnică la Ricketts. Dacă tot am ajuns la accente, nici accente n-a făcut mare lucru după ce a intrat. Și a pus toată lumea speranțe în el, dar... N-are și e drept, repet, Gaz, Metan s-a apărat foarte bine și nici n-au prea ajuns mici la accente acolo în față, pentru că toate s-au lovit de mijlocul ăsta al medieșenilor, cu cei doi închizători foarte puternici și cu cei trei mijlocași din fața lor, care erau ca un zid, care nu lăsa să ajungă mai nimic acolo. Bun. Legat de publicul prezent la stadion, ce drept pe galeria, cum ai spus și tu, a fost la înălțime, te așteptai să fie mai multă lume la tribune, având în vedere că până la urmă odată la, iată, sărbătorești 90 de ani. Nu știu dacă mă așteptam, eu zic că ar fi trebuit să fie mai multă lume în tribună. 1. 90 de ani care s-au împlinit duminică. 2. Era probabil cel mai important meci al sezonului și era și ultimul meci din an, ultima ocazie pentru poliști să-i vadă pe favoriții lor anul ăsta. Era importanța meciului ăsta, că toată lumea vrea ca Poli să ajungă în semifinale, toată lumea, nu numai în semifinale, toată lumea spera deja la trofeu, de a eliminat-o pe Steaua, a arătat că poți, e clar, poți să faci pași mai departe. E cumva dezamăgitoare prezența asta mică, dar și de neînțeles. Nu m-aș fi așteptat, nu chiar de neînțeles. În general, publicul s-a îndepărtat de fotbal, probabil scârbit de tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. S-a îndepărtat, cred că nu numai de pe stadioane, cred că și din fața televizorului. Nu știu ce audiențe mai au meciurile din Liga 1, comparabil cu ce erau... Bun, ce drept că și ca și spectatori și ca și telespectatori, două echipe din top 5, să spunem, din România, Poli și Craiova, sunt... Mă rog, au fost pedepsite cum au fost pedepsite și s-a pierdut o mare parte din audiență, să zicem așa. Crezi că, eu știu, dacă tot e moment aniversar și clubul s-a pregătit, avem magazin oficial de săptămâna asta, au fost tot felul de acțiuni, ar fi fost poate și o decizie înțeleaptă să zice să lase intrare liberă? Nu, cred că ar fi trebuit să lase intrare liberă. În momentul în care te consider fan Poli, poți să scoți din buzunar 8 lei ca să, pentru ultimul meci al anului. E ultima oară când scoți banii ăștia din buzunar, 8 lei sau 10 lei, depinde unde stai sau în ce sector stai. O faci pentru Poli. În momentul în care susții că iubești clubul ăsta, păi e mai puțin decât un pachet de țigări pe care oricum îl fumezi acasă în fața televizorului sau mai puțin decât două beri pe care oricum le bei dacă stai să te uiți acasă la meci. Nu are nicio legătură. Crezi că s-a ratat prin această eliminare din Cupa României o mare șansă ca Poli să pune mâna pe Cupa României, chiar dacă de multe ori se spune că e echipă de divizia B, unii spun că nu e echipă de divizia B. Se puteau întâmpla multe din iarnă. Nu știu, s-ar putea schimba acționariatul.
s-ar fi putut suplimenta bugetul, ar fi putut... Bun, dar ce trebuie, intrai mult mai liniștit. Intrai mult mai liniștit cu o calificare și după aia vedem ce se întâmplă în iarnă. Plus că în iarnă se puteau întâmpla multe, nu știu, puteau veni doi jucători care să-ți întărească posturile deficitare. Și atunci altfel ai fi putut privi și o eventuală semifinală cu echipă clar mai puternică, pentru că probabil că în semifinală se califice echipele cele mai puternice, adică sigur, din moment ce se califică înseamnă că sunt mai puternice. S-a arătat clar o șansă pe care Poli a avut-o, mai ales că a jucat, repet, acasă și cu echipa teoretic cea mai facilă dintre cele pe care le-aș fi putut întâlni. Tactic, crezi că a găsit cu ceva Valivelcea sau așa a fost desfășurarea meciului? În modul în care a pregătit partida, ce drept a trimis aproape cel mai bun 11, cred că. Valivelcea tot a mutat. Care l-a avut la dispoziție. Tot a mutat în timpul jocului, a tot încercat să experimenteze. Chiș mi s-a părut că a fost foarte șters în prima repriză și l-a și înlocuit. Imediat după pauză, nu știu, mai jucat. Da, 50 minute puțin, și 10 minute, și nu mai știu. Exact 9 minute aici l-am înlocuit cu accente. Eu asta n-am înțeles de ce l-a lăsat pe Richet și îmi pare rău că n-a fost la conferință de presă pentru că l-aș fi și întrebat pe Valivelcea. Tactic, nu știu ce ar fi putut să facă Valivelcea cu lotul pe care îl are la dispoziție. L-a tot mutat, ba pe Richet pe dreapta, ba pe Goga, a încercat și cu Popovic pe stânga în momentul în care a văzut că Curtean joacă cum joacă și e obosit. Am impresia că i-a cerut lui Gorobsov după introducerea lui Accente și când l-a mutat pe Richet pe dreapta să-l sprijine cumva pe Mera pentru ca Richet să poată urca la nevoie ca un al treilea vârf. Cred că asta a fost. Am văzut chiar un moment în care, mă rog, două momente chiar, în care Daniel Stanciu l-a chemat la margine. Da, pentru că el știe pentru a-i traduce mai ușor, da. Probabil atunci a primit indicații noi. Imediat da. După schimbare, imediat după ce a intrat Accent. Și eu am văzut momentul ăsta și m-am gândit că de aia l-a fi chemat să explice, să-l sprijine pe Mera în partea dreaptă, ca să nu rămână Mera singur cu Pârvulescu sau cu mijlocașii foarte rapizi ai Meliașului. Cred că dacă, mă rog, e acea discuție întreagă, că Poli clar nu mai are echipa de sezonul trecut, nu mai are nici jocul de sezonul trecut, deși au fost momente bune în turul ăsta de campionat în care, cred că momentul cel mai bun a fost meciul cu Steaua, în care a dovedit că indiferent de cei 11 sau 12 jucători care au plecat de la echipă, există forță de grup la Timișoara. Astăzi nu prea s-a văzut. Se poate spune că individual jucătorii lui Poli au fost sub cei de la Mediaș? Pentru că au rămas totuși Goga, Sepsi, Curtean, Tameș, jucători cu experiență, jucători care ar putea fi chiar selecționați la echipa națională, mă rog, în anumite condiții în care... Asta individuală diferă de la meci la meci, nu... Poate că astăzi unii au fost mai în formă, alții au fost mai puțin în formă. Pentru că vorbim ca lot de jucători de două echipe de divizia. Ca lot, efectiv. Da, Goga, Sepsi, Curtean nu sunt jucători de divizia B. Hai să recunoaștem că mulți dintre jucătorii care joacă acum la Poli, anul trecut erau împrumutați pe la divizia B sau jucau la satelit în divizia C și acum joacă la Poli. E drept, e de apreciat că a făcut pasul ăsta la prima echipă și mulți l-au făcut chiar foarte bine. Dar nu putem să spunem că Poli are tot lotul de Liga 1. Are în primul 11 de Liga 1, clar, și mai sunt și câteva rezerve care ar putea face față, dar nu tot lotul e acolo. Oricât de mult ne-am dorit să spunem asta, nu tot lotul lui Poli e de Liga 1. Ți s-a părut că a făcut Mediaș un antijoc? Am auzit și părere din punctul ăsta. Ca joc, efectiv, mie nu mi s-a părut. Au jucat, au ieșit pe contraatac, au încercat să atace, au făcut antijoc prin acele trageri de timp, să spunem. Exact. Dacă se poate spune așa. Dar până la urmă, scopul scuză mijloacele. Cred că orice echipă, și Poli, dacă ar fi fost în locul Mediașului, probabil că ar fi tras de timp. E drept că la un moment dat s-au atins niște limite la care nu mă așteptam, cel puțin gestul lui Pleșca din finalul meciului, când s-a apucat să bea apă, când toată lumea aștepta. A fost certat de antrenorul său. Cristi Pârsa și-a cerut scuze în fața tuturor pentru gestul portarului celor de la Mediaș. La conferința de presă. Da. O să și vedem toate scuzele lui. Dar au mai fost și câțiva, apăreau că cei din două minute câte un jucător de la Mediaș avea cârcel sau era întins pe jos. Deja erau, se întreceau niște limite la un moment dat. Sigur, orice echipă trage de timp, Mediaș a tras destul de vreme de timp, dar până la urmă scopul scuză mijloacele. Ne oprim, Ionuț, pentru pauza de publicitate. Nu uitați, puteți trimite în continuare răspunsul la întrebarea câți ani a sărbătorit Poli Timișoara pe 4 decembrie. Mingea de aici din platou poate fi a una dintre dumneavoastră. Joia sportivă @analogtv.ro. Revenim cu partea a doua emisiunii. Îl vom avea în direct prin telefon pe Daniel Stanciu. Vedem și declarațiile la calde după meci, dar imediat după 3-4 minute. Am
revenit cu partea a doua a emisiunii. Continuăm discuțiile despre meciul dintre Poli și Gazmetan, din păcate pierdut de Alviulescu cu 0-1. Vă spuneam înainte de pauză că vom avea o intervenție prin telefon și cu Daniel Stanciu, managerul sportiv al timișorenilor. Domnul Stanciu este la telefon. Bună seara! Din păcate, o sărbătoare stricată de 90 de ani, iată, de această eliminare din Cupa României, atunci când suporterii își doreau mai tare, iată, cu toată lumea, cu siguranță, doreau calificare în semifinale și de acolo drumul era deschis către finală. Da, cred că sărbătoarea a fost pe 4 decembrie, a fost duminică și cred că a fost destul de frumos atunci. Atunci cireașa de pe tort a fost, n-a mai fost pusă, să zicem așa. Da, corect. Ne așteptam cu toții și ne-am fi dorit o calificare în semifinale Cupei României. Ne-am pus foarte mari speranțe în acest joc. Din păcate, n-am mai reușit să repetăm jocul, partida bună când am eliminat pe Steaua. Asta e. De ce? Cam asta ar fi întrebarea. Toată lumea se întreabă de ce n-a mai reușit jucătorii lui Poli să facă același joc ca și cu Steaua. Unii au spus că n-a fost vorba de aceeași motivație, mă rog, prin numele adversarului. Am vorbit chiar și despre această pauză de jocuri care i-ar fi scos din ritm. Ce trebuie că n-au fost la capacitate maximă astăzi. Au părut că nu pot duce mai mult decât au făcut-o. Exact. Sunt un cumul de motive, printre care și de cele două de care aminteai. E clar că probabil erau și cu gândul la vacanță, probabil au crezut că după evoluția foarte bună de la meciul cu Steaua, unii dintre ei au devenit fotbaliști, alții au cunoscut deplina consacrare. Sunt tineri și din păcate nu înțeleg că astfel de momente de bucurie, cum a fost cel după eliminarea Stelei, țin doar câteva zile. S-a pierdut meciul ăsta prin atitudine? Categoric. Eu nu cred că Gazul ne-a fost superior sau a demonstrat că ar fi o echipă mult mai valoroasă decât noi. Prin atitudine, în primul rând, și prin foarte multe greșeli individuale, cel puțin în apărare și cel puțin în prima parte a jocului. A fost o întreagă discuție și am văzut și reacțiile de pe margine, cel puțin de pe banca timișorenilor, asupra deciziilor lui Ovidiu Hațegan. Foarte multe fragmentări, foarte multe decizii ușoare acordate împotriva Timișoarei și în favoarea Gazului și, mă rog, a tolerat destul de mult tragile de timp ale medieșenilor. A contat și lucrul ăsta? Cât de mult a contat în perspectiva finală a jocului? Nu, categoric, nu, dar nu putem să punem înfrângerea noastră pe seama arbitrajului. Asta zic, a fost decisiv sau a fost doar un factor care a influențat? Nu, a fost și ăsta unul dintre factori. Până la urmă, Hațegan a făcut foarte mari greșeli. Probabil și are o scuză pentru faptul că el a arbitrat la mai puțin de 48 de ore după un meci de Champions League care l-a consumat destul de serios. A fost și drumul. Dar v-am spus, nu are rost să discutăm pentru că n-au fost greșeli decisive și nu putem sub nicio formă să contestăm victoria Gazului prin maniera de arbitraj. Noi ne-am bătut singuri pentru că n-am știut să ne motivăm și din păcate mai avem o deziluzie după ce am pierdut două finale de cupă, am pierdut titlul de două ori. Schimbă cu ceva, e păcat și e frustrant în același timp. Schimbă cu ceva înfrângerea aceasta perspectiva asupra ceea ce urma să se întâmple în iarnă? Mă refer că Poli a rămas acum doar cu un retur de divizia B în care are 10 puncte avans față de locul 3. A ieșit din Cupa României unde teoretic puteam ajunge în cupele europene. Poate se va decide altfel ordinea transferurilor sau, mă rog, tot ceea ce se întâmplă la echipă. Schimbă această înfrângere? Schimbă strategia de iarnă? Într-o oarecare măsură? Noi vorbim acum din punct de vedere teoretic. Dacă ar fi după mine, ca și strategie pe linie sportivă, cu siguranță mi-aș dori o schimbare la ceea ce spuneai, pentru că vrem să formăm o echipă cu care să abordăm viitorul campionat în perspectivă de Liga 1, să-l abordăm așa cum se cuvine și normal că mi-aș dori acest retur, în afară de faptul că să vină să încununeze promovarea noastră și cu crearea unei noi echipe. Dar asta ține foarte mult de ceea ce urmează să se întâmple în zilele următoare sau în săptămânile următoare. Să sperăm că tot timpul va fi mult mai scurt, pentru că suntem într-o luptă contra cronometru cu acea asociere, cu Consiliul Județean, Consiliul Local și
Universitatea Politehnică. E foarte important pentru ceea ce privește viitorul clubului. Până să facem o strategie, trebuie să fim, să știm pe ce ne bazăm. Eu nu știu, colegul meu are câteva întrebări. Daniele, pentru că vorbeai despre strategia și perspectivele din iarnă, vreau să te întreb dacă a fost ultimul meci pentru unii dintre jucătorii tricolului Poli. E greu de răspuns. În momentul ăsta nu avem nicio ofertă pentru niciun fel de jucători. Nu știu ce va urma. Contează foarte mult, sau cred că a contat foarte mult și jocul din această seară. Pentru că mulți dintre ei nu s-au ridicat nici măcar la nivelul ligii întâi și atunci e greu de crezut că vor curge ofertele. Apoi, v-am spus, e situația clubului, în care se află clubul în acest moment. Avem promisiunea că totul se va rezolva în cel mai scurt timp și spuneam că asta e lucrul cel mai important. Apoi putem vorbi despre o strategie, putem vorbi despre jucători care vin sau pleacă, pentru că ca să faci achiziții trebuie să rezolvi problemele actuale și mai ales să dispui financiar de posibilități financiare pentru a aduce jucători. Dar altfel ții sau aduci un jucător la o echipă care e calificată și în semifinalele cupei? V-am spus, nu asta era important neapărat. Era o competiție paralelă. Principalul nostru obiectiv este promovarea în Liga 1. Dar v-am spus, înainte de toate ne interesează, s-a terminat, am pierdut, ne vom canaliza doar pe Liga 2 și important e viitorul, pentru că trebuie stabilit clar care e destinul lui Poli de acum înainte. Tu ca manager sportiv și care te ocupi de transferul de jucători, ești pregătit în eventualitatea în care se vor rezolva cu bine aceste chestiuni privind asocierea cu, sau mă rog, preluarea de către cele trei entități ale acțiunilor lui Poli? Și mă refer dacă ești... Am venit, fac aproape 2 ani la începutul anului viitor. Fac de 2 ani de când sunt aici și cred că am demonstrat că sunt pregătit în orice moment și pentru orice fel de situații. Deci se urmăresc anumite piste la acest moment? Logic, deja suntem în discuții cu anumiți jucători. Am urmărit jucători și pentru la iarnă și pentru la vară în momentul când vom reveni în prima ligă. Dar v-am spus, până să ajungem acolo sunt mai mulți factori primordiali. Discuții cu jucători tineri, nu? Și tineri și cu experiență, pentru că în Liga 1 vă dați seama că vom avea prim sezon de foc. Vedeți că o altă problemă, făcând așa o paranteză, e și lipsa de omogenitate, pentru că, din păcate, noi am schimbat foarte mulți jucători, avem, cu excepția 2-3 fotbaliști, noi avem o echipă aproape nouă. Sau cel puțin care n-a avut foarte multe meciuri în această formulă, decât în acest tur de campionat al Ligii 1. Bun. Daniel, mulțumim frumos pentru intervenția. Mulțumesc. Din seara asta. Sper să fie o iarnă liniștită și să ieșim cu bine în primăvară. Haideți să vedem așadar și conferința de presă a lui Vali Velcea, antrenorul timișorenilor, spunând că echipa a ieșit cu capul sus până la urmă din această confruntare, chiar dacă am pierdut-o. L-ascultăm așadar pe Vali Velcea și revenim apoi în platou. Europa s-a oprit aici pentru noi. Eu zic că ieșim dintr-o competiție cu fruntea sus și nu ne-am făcut de râs. Eu cred că băieții astăzi au dat tot ceea ce au putut. A fost un joc care putea fi deschis oricărui rezultat. Am luat un gol pe o greșeală de marcaj. Este adevărat că și Gazul a mai avut ocazii, dar și noi am mai avut. Din păcate, pe tabelă ei s-au trecut cei care au marcat, noi nu. Așa cum spuneam la celelalte conferințe, suferim foarte mult la faza de finalizare. Dar totul este perfectibil și nu ne rămâne decât să ne orientăm după această iarnă pe ceea ce avem de făcut mai departe în campionat și să ne continuăm drumul
pentru a promova Liga 1. Felicit echipa gazdă, oaspete și îi doresc un parcurs cât mai departe. Nu vreau să comentez, absolut, sunt convins că o să mă întrebați de arbitraj, nu vreau să-l comentez, l-a văzut fiecare spectator care a fost în tribună și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru susținerea pe care am simțit-o cu toții din partea acestui public minunat care a rămas la fel pe o treaptă înaltă. Echipa a dat tot ce a putut sau atât a putut? A dat tot ce a putut azi. Nu vreau să comentez dacă, nu știu dacă a făcut atât de bine toate aceste, lucruri care se întâmplă administrativ, dar eu aș prefera să vorbesc strict tehnic, întrebați-mă despre fotbal, dacă au avut sau nu repercusiuni asupra jucătorilor, nu știu, dar important este un singur lucru, că am muncit și mie mi s-a părut că meritau mai mult. Jucătorii au avut epuizați fizic astăzi, s-a gestionat prost perioada asta de fără meci? Nu, au părut epuizați datorită efortului foarte, foarte mare făcut din teren, pentru că n-a fost un teren ușor, a fost un teren greu, moale și, bineînțeles, atunci când faci efort, se resimte în organism. Și medicienii au jucat pe același teren și la final făceau sprinturi pe care au mult. Și ai noștri făceau sprinturi. Păi nu ne rămân de făcut nimic decât să perfecționăm jucătorii pe care avem, să mai aducem alții, dacă avem posibilitate, și atâta tot. În rest, nimic mai mult. Rămâne să ne antrenăm mai bine și mai bine și iar mai bine. Să jucăm din ce în ce mai bine. Cristi Busta i-a spus că a speculat jocul pe Benz. Oșcui i-a jucat mai mereu pe Benz cu centrele care au. Și Sepsi și Mera pe partea asta a fost de multe ori spus. Ricketts vrea un loc în apărare și cu toate astea era depășit și peste mea și pe loc. Sunt momente ale jocului care de foarte multe ori poți fi surprins, le anticipez cu întârziere, așa cum ei ne-au surprins, eu cred că și noi am ajuns de foarte multe ori în benzile laterale, atât că ba făceam o mișcare în plus sau nu centram la moment oportun. Este totuși o echipă de divizia și nu e de neglijat. Au jucători buni care în unele momente poate că au făcut diferența pe posturile pe care dumneavoastră vă referiți. Dar încă o dată rămân la părerea că și noi am avut momente bune ale jocului, ori de ele s-a ocupat altcineva. A fost ultimul meci din acest an. Există un plan concret pentru ceea ce va urma în perioada următoare, perspectiva promovării? Vedeți, dumneavoastră, încă nu se știe concret ceea ce va fi în sânul acestei echipe. Important este că suntem sub această structură, mai avem câteva zile de pregătire, vom merge în vacanță și este o perioadă lungă care probabil că va decide și încet, încet lucrurile se vor așeza așa cum probabil e normal să se așeze. Nu, eu zic că și la meciul ăsta s-a luptat. Diferența este că între meciul cu Steaua și acest meci cu Gaz Metan Medeaș nu am avut atât de multe realizări. Și am avut un tempo mai scăzut față de Gaz Metan Medeaș. Dar de luptat nu pot să acuz niciun jucător. Nu cred că pot să acuz. Dar era inevitabil treaba asta, că de fapt
Ori a senzația unui joc ăsta de uzură tipic diviziei mele. Intrată în acest joc și cam asta a reieșit. Da, a fost un joc de uzură, într-adevăr, bine ați specificat, dar eu rămân și vreau să-mi păstrez părerea, cel puțin acum la cald, dacă încă nu am analizat foarte bine. Eu cred că ei au avut mai mari realizări ca și noi. Dar dacă pe alocuri ar trebui să le comparăm echipele, nu știu dacă a fost foarte mare diferență între echipa de Liga 1 și noi. Gazul a jucat bine, organizat, exact cum ne-am așteptat, grupat și s-au bazat pe arma contraatacului. Cum vedeți gestul portarului? Eu nu sunt de acord cu gesturile pe terenurile de fotbal. Am întâlnit multe, am jucat și eu. Mi se pare lipsă de fair play față de o echipă, față de un oraș așa de mare și față de sportul pe care îl face. Am văzut așadar declarațiile lui Vali Velcea de după meci. Cred că e concluzia lui Vali din toată conferința asta. Diferența dintre meciul cu Steaua și meciul cu Mediașul a fost tempoul cu care a jucat Poli. Astăzi un tempo mai scăzut și decât Mediașul. Tempo și mentalitatea și da, tempo, clar că Poli a jucat cu o viteză mai, cel puțin o viteză mai mică decât a jucat-o, a făcut-o în meciul cu Steaua. Dar cred că tempul ăsta a fost dat și de ambiția pe care jucătorii au avut-o în meciul cu Steaua și, repet, publicul care i-a împins de la spate, efectiv, în meciul respectiv și toți jucătorii au spus-o săptămâni în șir după meciul cu Steaua. A fost extraordinară meci, atmosfera cu Steaua, ne-a împins publicul de la spate. Dacă jucăm acasă, în aceeași atmosferă, n-avem cum să nu pornim ca favoriți. Undeva e un semn mare de întrebare. De exemplu, mă refer acum la Curtean, să spunem. În meciul cu Steaua a fost declarat un meciuri, a alergat extraordinar de mult, s-a zbătut incredibil pentru fiecare minge. Au mai urmat apoi vreo 2-3 meciuri în divizia B la care făcea absolut același lucru. Cum să zic, a fost îndrăgit instant de spectatori. Nu, știm bine că n-a avut perioade lungi în care juca slab. E bine, asta a fost cu totul alt om. Ce se întâmplă cu astfel de jucători? Deci, n-a fost doar un meci cu Steaua, unde a fost public, unde a fost miza. Au fost apoi alte câteva meciuri în divizia B, care ești în formă, sunt perioade care ești și din formă. Poate acum jucătorii să fie și gândit să nu-ți iasă, dar măcar să încerci să dai totul. Să jucătorii fost și cu gândul la vacanță, eu știu, eu nu cred că jucătorii n-au, Curtean n-a vrut să joace bine astăzi și Poli să se califice. Nu cred că a fost sigur că n-au avut intenție, dar nu fi fost concentrat la maniera în care a fost concentrat la meciul cu Steaua, sau nu i-a mai ieșit, a văzut că nu i-a ieșit, că la început am văzut că a încercat acolo pe partea stângă, dar nu i-a ieșit nimic, că Hoban pur și simplu a închis acolo totul și cred că l-a studiat foarte bine, pentru că bine, și Curtean a fost previzibil, pentru că doar același dribbling îl făcea spre interior. Și în momentul în care nu-ți iese odată, nu-ți iese de două ori, poate și la nivel psihic ești afectat, în sensul că, na, îți cade moralul și e pe undeva de înțeles. Asta nu scuză faptul că Curtean a jucat slab astăzi sau că a apărut obosit spre final, că l-a și schimbat Vali Velcea până la urmă. Se poate lua ca și o scuză că s-au gândit la vacanță? Când ai în față nu un meci atât de important? Nici o scuză nu e valabilă în seara ca un motiv. Asta. Acum căutăm și noi motivele încercăm pentru care de ce încercăm să descoperim de ce. Asta ei probabil că știu cel mai bine de ce. Probabil că la fiecare e o altă scuză. Unul s-a gândit la vacanță, altul s-a gândit că nu și-a primit banii de nu știu câte luni, altul s-a gândit că Gaz Metan e o echipă mai slabă decât Steaua și sigur o să o bată Poli. Altul s-a gândit unii, cum a spus Daniel Stanciu, că sunt deja fotbaliști sau și-au căpătat un anumit statut după ce au bătut asta. E posibil și asta, gata, am bătut-o pe Steaua și am văzut nume jucători pe care îi consideram fără experiență, dar care cu Steaua s-au comportat exemplar și au arătat că au capacitatea de a se autodepăși și care astăzi n-au, nici măcar nu s-au apropiat de valoarelor din campionat când joacă cu Turda sau cu știu eu cine. Bine, cu Turda e nu e incomparabil mai ușor, dar cel puțin tragi de tine. Bun. Pregătim și declarația lui Ioan Merau. Declarat om, nu? A primit distinția de omul meciului după această partidă. Vedem așadar și o reacție din tabăra jucătorilor, pentru că de acolo ne interesează cel mai tare. Ioan Merau și apoi revenim în platou. Da, am ieșit. Ne pare rău pentru că am ieșit. A fost un obiectiv de-al nostru care, din păcate, nu l-am îndeplinit.
Noi speram să trecem mai departe, să câștigăm Cupa României, dar asta e, ce să facem, mergem înainte. Ne pare foarte rău. Ce stă de faza voastră, credeți? Noi, din cauza noastră ne-am calificat, pentru că trebuie să fim, nu știu, mai motivați, mai răi. Din păcate, la doar repriză n-am reușit să marcăm când trebuia și asta e. S-a apărat foarte bine, un antrenor foarte bun, a închis bine jocul la 1-0 și așa s-a terminat. În urmă, numele Gazmetan nu v-a motivat la fel de mult ca celălalt stare? Ba da, ne-a motivat pentru că pe divizia știam că Medeașul tot timpul ne-a pus probleme aici când a jucat la Timișoara. Ce să facem? Mergem înainte, trebuie să câștigăm campionatul, singurul obiectiv care ne-a rămas. Cu toate că ați pierdut acest meci, tu ai câștigat trofeul. Da, sunt foarte bucuros că am câștigat acest trofeu, nu mă așteptam, dar din păcate n-am câștigat și nu mai contează acum. Nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez arbitrajul. Că dacă încep să comentez, după aia se interpretează și nu vreau. Chiar dacă arbitrul e din Arad. Și Aradul, știți ce e, nu? Cu Aradul. Mai departe nu mai zic. L-am auzit așadar și pe Ioan Mera, unul dintre cei mai buni oameni ai timișorenilor astăzi. Din păcate, unul dintre prea puțini oameni buni astăzi. Cred că asta a fost și aici, a fost ok. Am avut prea puțini oameni buni astăzi decât am fi avut nevoie. Da, e clar că într-un meci nu poți să ai 11 oameni toți la același nivel și de obicei sunt câțiva, 6, 7. Cred că bine concluzia meciului. Gazmetan a înscris repede, după care s-a închis foarte bine. Și-a făcut lecția mai departe. Gazul și-a văzut de treabă, s-a închis foarte bine. Poți să ai pregătit perfect meciul. Nu știu dacă l-a pregătit din perfect. Din punctul ăsta de vedere, nu poți să iei, n-ai ce să reproșezi. Că adversar te ciudă, dar n-ai ce să reproșezi. N-ai ce să reproșezi. În momentul în care el câștigă, cine câștigă e rege, cine pierde e hulit. Normal. Dar se poate spune că a avut și noroc, că dacă nu scria golul ăla rapid, poate alta era soarta meciului. Sau dacă intra mingea lui Gorob sau șutul ăla, care nu știu acum, nici acum l-a scos pleșca de sub bară. E și chestiune de noroc, sigur. Nu, Gazmetan a câștigat cu noroc. Merita să câștige astăzi, hai să recunoaștem, pentru că Poli n-a jucat nimic în repriza a doua. Și Gazmetan s-a apărat foarte bine în repriza a doua. A tot vorbit Vali Velcea în turul ăsta de campionat de acea imprecizie la finalizare. Vom vorbi strict asupra primei reprize, unde am avut cu adevărat ocazii de gol. S-a simțit și astăzi? N-avem, eu știu, pe lângă Goga, nu avem un golgeter așa cum era Gigel Bucur sau, eu știu, în și alte vremuri, care a fost, alți jucători. I-a luat mingea din piciorul lui Goga, a fost o incursiune a lui Goga printre fundași și Mediașului, chiar și-a făcut, a găsit o breșă și a făcut loc printre ei și a intervenit efectiv Ricketts, care era în offside, nu știu de ce s-a băgat peste Goga, probabil că s-a gândit că Goga era cumva incomodat de unii dintre fundașii centrale ai Mediașului, nu știu, Lazar sau Frăsinescu, nu știu care dintre ei a fi fost acolo. Dar s-a băgat el și a luat față și a luat mingea și a și pierdut-o, nu numai că s-a trezit în offside, i-a cules o pleșcă din picioare. Ricketts n-are tehnică, nu știu, Ricketts nu excelează prin tehnică, nu știu ce s-a băgat el acolo în momentul în care Goga și-a făcut singur mingea, trebuia să lase pe el. Iar în rest de finalizare nu știu despre ce putem vorbi, a fost șutul lui Curtean din repriza a doua peste poartă, mi se pare că am avut și Șepci în prima repriză 1, dar tot așa din nou. Dar se simte nevoie, sau e nevoie ca în iarna să se ducă un jucător efectiv care gură de foc, cum se spune, marcator? La orice accente echipă. E mult spus. Nu, Goga nu e vârf. Goga dacă joacă al doilea vârf. Bun, e marcatorul principal, marcator al echipei. Da, accente nu e în formă. Ricketts marchează rar și iată, de multe ori are meciuri foarte slabe. Popovici e foarte tânăr. Vârf. Acolo e clar, pentru că Goga joacă al doilea atacant, nu e vârf. Accente, dar stai că puțin, că până să ai nevoie de vârful ăla, trebuie să ajungă mingea. Să ajungă și mingea, corect. Ori astăzi n-a ajuns mingea, nici la accente n-a ajuns și accente când s-a retras, a primit mingea și cam sărit mingea din el. Hai să recunoaștem că n-a făcut mare lucru cu ea. A fost și faze când era singur, pierdut, dar au și fost și faze când a pierdut mingea foarte ușor. S-a pierdut foarte, foarte multe mingi, foarte ușor. Le-am dat mingea cadou. În momentul ăsta când tu nu ai mingea, n-ai cum să construiești, cu ce să construiești. Hai să vedem repede, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, să vedem și reacția lui Cristi Dodea și Damir Bawab, doi dintre jucătorii Mediașului. Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, era cazul să mai câștigăm și noi meci. Ne dorim mult să continuăm pe aceeași linie și în campionat, să obținem o victorie în meciul cu Ceahlău, care pentru noi este foarte important, mai important decât meciul de astăzi. A fost un meci special pentru tine? Da, păi să știi, am avut și inamicii mei în tribună, inamicii mei de mic. Am fost învățat să câștig la Timișoara cu orice preț, chiar dacă
Și atunci când eram la UTA, chiar dacă se zicea că noi dacă vom retrograda, e important să batem pe Poli Timișoara. Pentru mine este o satisfacție dublă, mă bucur mult că am reușit să eliminăm pe Poli, să ne calificăm noi în semifinale, dar urmează un meci pentru noi capital cu Ceahlău, trebuie să ne gândim deja la el. După ce ați văzut că în fața precedentă Poli a eliminat Steaua, nu știu, a fost o motivație plus, a fost un meci pe care l-ați privit cu emoții mai mari? Da, știam că Poli Timișoara are jucători de valoare, jucători care au jucat anul trecut în Liga 1 și au terminat pe locul 2. Nu mai sunt toți jucătorii, dar o parte din ei au rămas, știam că au un lot bun. Dar noi va trebui să ne facem jocul nostru, ne-am gândit în primul rând să jucăm noi bine și cred că aici a fost tatuul care ne-a dus la victorie. A mai arătat Poli astăzi echipă de Liga 1? Nu. Din păcate nu, îmi pare rău să o spun, dar la Timișoara era altă atmosferă, o simțeam și eu când veneam cu UTA, cu Mediașul, era altă atmosferă, altă echipă, alt ambient. Îmi pare rău că și Timișoara și Aradu, echipe care cu tradiție o iau în jos și nu reușesc să se mențină la un nivel care îl merită să fie, pentru că au oameni, au spectatori, au tot ce le trebuie ca să facă performanță. A fost un joc greu, cum nu, nu știam că veniam aici la Timișoara și echipa, eu cred că foarte bun, echipa se poate zi de echipa de primera divisiu și bine, noi știam că va ser greu și tal, dar eu cred că a făcut astăzi un foarte bun joc, am jucat toți foarte bine, am demonstrat că bine, că în campionat nu meritam, nu? Stai unde sunt acum, nu? Dar eu cred că continuăm așa, si jucăm așa cum astăzi, eu cred că se fie bine. V-ați temut de Poli după ce a eliminat-o pe Steaua? Scuze? V-ați temut? V-a fost teamă de Poli după ce a eliminat-o pe Steaua? Nu, e normal, nu? Asta altă anecdota că se poate zi, nu? Că știam și pentru asta te zic că eu cred că Timișoara se poate zi că echipa de primera divisió, atunci că pentru asta știam că era foarte greu, știam că are jucat-o foarte bun și știam asta, dar eu cred că am făcut foarte, foarte bun lucru și meritam victoria. Ne apropiem de final de meci și trebuie să dăm cuiva această minge. Premiul din această săptămână o să rog pe colegul meu, Ionu Suciu, să ne spună și un număr câștigător. Avem 15 răspunsuri corecte la întrebarea câți ani a aniversat Poli Timișoara. Evident, răspunsul era foarte ușor, 90 de ani. Să dea Dumnezeu să fie încă pe atât. Și mă întreb dacă a fost și unul greșit, ai zis că 15 corecte. Da. Un număr de la 1 la 15, te rog. 14. 14. Bun. Câștigătorul este Marcel Muntean. Unul dintre telespectatorii care au și spus că Poli a plinit 90 de ani, din păcate cel mai trist din ultimii ani, a fost cu o retrogradare cu cântec și, iată, încheiat acum cu această eliminare din Cupa României. Vedem repede și programul meciurilor din weekend, pentru că ne apropiem de final. Sunt 3 partide, o sâmbătă plină aici la Timișoara, la Sala Olimpia, 3 partide, începând de la ora 12 cu handbal, HCM Poli Timișoara, CSM București. Renii au mare, mare nevoie de victorie pentru a rămâne undeva acolo la mijlocul clasamentului. Apoi continuăm cu basket de la ora 15:30, BCM Danzio, BC Alexandria. Timișorencele joacă cu locul 2, va fi un meci greu, dar victoria e foarte importantă. Iar seara de la ora 18, derby la Sala Olimpia, liderul de moment, CSU Sibiu, joacă cu BC Timișoara, lider până ieri, să spunem așa. Meciul primelor două clasate va fi cu adevărat un derby, spuneam, de la ora 18. E bine, tot acasă joacă și voleibaliștii, un meci însă extrem de dificil, cu a doua clasată Atomic Constanța, duminică de la ora 11. Între timp, în afară de ceea ce ați văzut dumneavoastră pe ecran, mai este o gală importantă de box mâine seară la Timișoara, vineri, așadar de la ora 18, Boxing One Championship Lions Timișoara joacă cu Motorul Arad, o gală foarte importantă de box la Sala Olimpia. Eu nu trebuie să tragem o concluzie asupra acestui meci. Cu ce crezi că au plecat oamenii acasă de la partidă? Au plecat dezamăgiți, e clar că au plecat dezamăgiți. Concluziile o să le tragem la iarnă, nu știu, să mai tragem din concluzie și luni seara la fotbal la Violet, când revenim la subiectul Poli. Le spuneam între spectatorilor că am făcut schimb cu tine săptămâna asta. Luni seara l-avem invitat pe președintele Gheorghe Chivorchean și o să tragem împreună cu el concluziile. Am făcut anunțul încă din această seară, așa că deja am făcut un pic de reclamă la emisiunea noastră de luni, așa că dacă sunt întrebări, telespectatorii le pot pune de acum. Concluziile o să le tragem la iarnă, în funcție și de asocierea care se va face sau nu cu Consiliul Local Județean, respectiv Universitatea Politehnică. Mulțumesc mult, Ionuț, pentru prezența în această seară de luni, așadar, fotbalul Violet revine alături de Ionuț Suciu. Noi ne revedem joia viitoare cu alte subiecte interesante. Mai sunt câteva săptămâni din anul ăsta și mai avem subiecte de abordat. Așadar, premiul merge către Marcel Muntean. Noi ne revedem joia viitoare. Din păcate, n-a fost să fie o seară fericită. Să sperăm că va fi o săptămână bună, o seară bună tuturor. Ne revedem așadar joia viitoare. La revedere!